Accidentul feroviar s-a produs în jurul orei 2:30 pe distanța Dragoteș-Borăscu. Două vagoanele unui tren de marfă au deraiat și un al treilea s-a răsturnat. Surse susțin că în urma accidentului feroviar a fost distrusă linia ferată pe o porțiune de câteva zeci de metri, dar și traversarea pe un pod. Pentru a repune vagoanele înapoi pe șine, autoritățile au acționat cu o macara de mare tonaj. Este jalnic, eu am mers cu o locomotivă, vă spun sincer, simți că sare de pe șine, se mișcă șinele, tot infrastructura este praf țăndări. Nu s-a făcut nicio investiție, nu numai acolo, în tot mineritul. La locomotive se pun piese de la una la alta, se cârpesc ca să poată funcționa, să poată să transporte cărbunele. A transmis Nicu Bunoai că a fost lider de sindicat din CEO Oltenia. Reprezentanții Complexului Energetic Oltenia au declarat că stocurile de cărbune de la Turceni sunt suficiente și centralele nu vor fi afectate de accidentul feroviar.